Aș începe prin a spune că însăși prezența partenerilor noștri din străinătate, profesori și consultanți deopotrivă, este un semn bun și este deopotrivă un semnal că, plecând de la ceea ce au spus dânșii, da, avem nu doar o problemă în România pe care vrem să o adresăm, dar este și o șansă și o oportunitate. Profesorul Alter spunea, de altfel mi-am notat aici, că nu pornim de la zero și nu discutăm despre o reformă, ci discutăm, da, despre șansa de a adresa o chestiune în momentul în care și restul lumii își pune aceeași problemă. Prin urmare, îmi vine să spun așa, fraților, nu suntem singuri. A doua chestiune, aș vrea să amintesc, mai ales că poate o parte dintre noastră nu a fost de dimineață, mi-au cam aminte, domnul Pârvulescu vorbea despre dacă vreți, reînvierea parteneriatului public-privat, da? Care a căzut într-o oarecare desuetudine, spunea domnia sa. Deopotrivă, domnul Enache puncta foarte bine faptul, din nou, apropo de smerenie, că oamenii de afaceri sunt oameni ocupați și nu prea vorbesc ca specialiști. E normal. Da? Însă, în egală măsură, suntem oameni printre oameni și noi, și așa cum spunea colega mea, unii dintre noi chiar părinți și mai știm câte ceva. Deopotrivă, aș aminti că mă bucură foarte tare, ca participant în aceste evenimente de câțiva ani deja, faptul că suntem din ce în ce mai mulți oameni din sectorul economiei reale care participă în această discuție. Și dacă profesorul Alter saluta ceva și amintea importanța acestui fapt, iată că îl vedem întâmplându-se sub ochii noștri. Iar această realitate, pe mine personal mă bucură pentru că mi se pare că construiește o legitimitate care, în dialogul cu autoritățile publice, este foarte importantă. O legitimitate însă care se lovește de ceea ce eu personal numesc asimetria putinței, în sensul în care știm că nu avem toate soluțiile, poate avem o parte dintre ele, în egală măsură, cu siguranță nu avem instrumentele cu care să ducem la îndeplinirea acest lucru. Și de aici încolo intervine rostul acestor tipuri de evenimente.